undeva în a doua jumătate a anului 2016 a fost acea licitație unde un individ a vrut să cumpere, să achiziționeze un teren de 20 de metri pătrați cu suma de mai mult de 1.002 euro pe metru pătrat. Și atunci am spus că este nevoie să punem piciorul în prag și să stopăm o speculație vizibilă care a avut menirea să stopeze sau cel puțin să bage bețe în roată în ceea ce privește o investiție importantă în municipiul Satu Mare. Și atunci am discutat cu colegii din partea Comisiei Juridice, care sunt alături de mine. Este foarte important ca și Comisia Juridică, în care sunt reprezentanți, fiecare formațiune politică, să fie alături de aceste demersuri. Tot așa vreau să vă informez că în continuare aceste forțe, să zic așa, nu au încetinit cu încercările lor de a pune bețe în roată, de a încerca să întârzie demararea unor investiții majore în municipiul Satu Mare. Prin intermediul avocaților au cerut, de exemplu, anularea unui titlu de proprietate care a fost emis în 2010 în urma deciziei Comisiei Județene de Proprietăți, un titlu care se referă la un teren de circa 1400 de metri pătrați, a fost retrocedat Episcopiei Romano-Catolice, ulterior a fost cumpărat de către NEPI, iar acum acești oameni, bănuiesc că tot acești oameni există suspiciuni care au încercat să cumpere cu 1.200 euro pentru pătrat acel teren, acum au atacat acel titlu, cere anularea titlului de proprietate, în instanță, care oricum nu va avea sos de izbândă, dar poate să fie în stare să întârzie demararea acestei investiții. Deci tot domnul eu nu vreau să spun nume. Nu are rost să spun nume. Nu persoana despre care vorbim, nu apare niciun act oficial și nicio acțiune în instanță în legătură cu acest subiect. Tot așa, revenind la memorie.